Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la a doua lecție de la Studiu Biblic. Sper că sunteți în regulă și că sunteți în siguranță în această perioadă. Și astăzi vom învăța despre un om, un om foarte interesant, un om care nu a văzut moartea. Ați auzit vreodată voi despre un om care nu a văzut moartea? Care nu a murit niciodată? Ei bine, o să aflăm povestea acestui om imediat. Ați auzit vreodată voi de numele Ilie? De numele omului Ilie? Parcă vă sună cunoscut, nu? Adică avem și vecin probabil pe care îi cheamă Ilie, pentru că Ilie este un nume destul de comun. Dar hai să vedem cine a fost Ilie, omul din Biblie. După cum ați văzut și în clipul pe care l-a trimis Damaris, Ilie a fost un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care a ajuns chiar la împăratul Israelului, pentru că împăratul acesta, după cum ați putut vedea și în clip, a fost un împărat rău. Un împărat care s-a dus după alte popoare și a luat obiceiurile altor popoare. A luat obiceiul de a se închina idolilor, a lui Baal și a lui Astartea. Și cum Ilie a fost un proroc al lui Dumnezeu, s-a dus și a primit o poruncă de la Dumnezeu să meargă înaintea lui Ahab, împăratul Israelului de pe vremea aceea, și să-i spună că nu face bine și să-i spună că nu o să mai ploaie un pic, nici un picur, nici de rouă, nici ploaie de fel, până când va zice el. Și acum că am recapitulat ce s-a întâmplat în clip, o să continuăm povestea lui. După ce a terminat de vorbit împăratului, împăratul a fost foarte mânios pe el și nu a vrut să-l asculte. Iar Ilie a primit poruncă de la Dumnezeu să fugă în pustiu. Și de atunci, de când a vorbit Ilie împăratului, n-a mai plouat multă vreme, mulți ani. În schimb, Ilie, când a plecat de la împărat, s-a dus în pustie și acolo a ajuns lângă un pârâu. Pârâul acesta se numea Cherit. Acolo Dumnezeu a avut grijă de Ilie și i-a dat mâncare prin corbi. În fiecare dimineață corbii veneau și hrăneau. Îi aduceau pâine și carne. Seara la fel. Și el bea apă din râu. Însă după ceva vreme și pârâul acela a secat, pentru că, din nou, nu a mai plouat și seceta a cuprins toată țara. După aceea, Dumnezeu a vorbit lui Ilie și a zis: du-te în Sarepta la o văduvă, căci acolo te va primi. Iar Ilie a făcut după cum i-a spus Dumnezeu. S-a dus la văduvă, iar Ilie i-a spus: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. După cum puteți ști, seceta era foarte mare, iar Ilie a mai cerut văduvei să-i facă puțină turtă din pâine și ulei. Însă aceasta i-a spus cu o mare durere pe inimă. I-a spus că nu are decât un pumn de făină și și puțin ulei, cât să coapcă pentru ea și pentru fiul ei o turtă și apoi să moară de foame. Ilie, când a auzit asta, i-a spus cu mare încredere: du-te și fă după cum ți-am cerut, căci Dumnezeu nu va lăsa să se oprească făina și uleiul de la tine până când va trece seceta. Asta i-a promis Ilie văduvei. Văduva, când a auzit, a fost foarte bucuroasă, s-a dus, i-a făcut și lui și le-a făcut și lor de mâncare. După ce au mâncat, Ilie a rămas la văduvă. După multă vreme, fiul văduvei s-a îmbolnăvit. Ilie, când a văzut aceasta, suferința văduvei, a luat copilul, l-a dus în camera de sus a casei și s-a rugat Domnului ca să se întoarcă duhul copilului peste el. Dumnezeu l-a ascultat și copilul a înviat. După ce a văzut văduva că fiul ei este viu, a spus lui Ilie: cu adevărat, ești un proroc trimis de Dumnezeu. În al treilea an de secetă, Ilie a primit o poruncă de la Dumnezeu să meargă să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Când a plecat acesta de la văduvă, a luat-o pe drumul prin deșert. Obadiah, care era unul dintre cei mai mari ai casei lui Ahab.
Ei s-au dus și au căutat iarbă pentru vitele și pentru caii lor, ca să nu trebuiască să taie vitele. Pe când mergea Obadaia să caute iarbă, s-a întâlnit cu Ilie. Când acesta l-a văzut pe Ilie, l-a recunoscut imediat și a spus: "Tu ești Ilie?" Iar acesta i-a spus că da, el este. Și a spus să meargă să trimiată pe Ahab să vină să-l vadă pe Ilie. Ahab, când l-a văzut pe Ilie, i-a spus: "Tu ești cel care nenorocește pe casa lui Israel." Însă Ilie i-a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și familia ta, pentru că ai nesocotit pe Dumnezeu și te-ai dus după Baal și Astartea." I-a spus Ilie: "Strânge acum tot Israelul și cei 450 de proroci păgâni a lui Baal pe muntele Carmel." Acolo sus pe munte, Ilie le-a poruncit așa: să le facă două altare, unul pentru Baal și unul pentru Dumnezeul adevărat. Și le-a spus așa: "Dumnezeul care trimite foc din cer ca să ardă jertfa este Dumnezeul adevărat." Le-a spus să înceapă ei prim, pentru că sunt mult mai mulți la număr. Și atunci au început cei 400 de proroci ca să strige și ca să facă după învățăturile lor și să se taie și să strige după Baal o după-amiază întreagă, de dimineața până după-amiază. Pe la amiază, Ilie, ca să-și bată joc de el, a spus: "Strigați mai tare, poate doarme sau poate are altă treabă." Și atunci cei 450 de proroci au strigat și mai tare. Însă când au obosit toți, Ilie s-a ridicat și le-a spus poporului: "Veniți mai aproape." A pus jertfa pe altar și s-a rugat o rugăciune simplă lui Dumnezeu. Iar când a terminat-o, a venit un foc din cer care a ars jertfa. Țin să spun că înainte de a pune jertfa pe altar, după ce a pus jertfa pe altar, le-a spus oamenilor să ude altarul cu 3 găleți mari de apă, încât era totul foarte ud. Lemnul acela, după socotelile lor, n-ar mai fi trebuit să ardă. Însă atunci când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu și acesta a trimis foc din cer, a ars tot. N-a mai rămas nimic. Și așa s-au plecat tot Israelul pe genunchi și a spus: cu adevărat, Dumnezeu este aici. După aceea au luat pe prorocii păgâni și i-au omorât pe toți. După această reușită, Ilie i-a spus împăratului Ahab: "Du-te și petrece, că se aude vuie de ploaie." Și Ahab a făcut exact cum i-a spus Ilie. Însă Ilie s-a urcat pe munte cu slujitorul său și s-a rugat Domnului să vină ploaia. Cu Ilie mai era un slujitor și Ilie l-a pus pe slujitorul acesta să meargă să vadă dacă vine un nor de ploaie. Și a pus slujitorul să meargă să se uite de 7 ori. Și a 7-a oară i-a spus slujitorul că se vede ceva, se vede un nor cam cât o palmă de om. În schimb, Ilie nu a fost descurajat și i-a spus: "Pregătește-te ca să vină, o să vină o ploaie foarte mare." Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie după aceea să ungă pe Elisei ca proroc locul său. Ilie s-a dus după Elisei și l-a găsit pe acesta arând cu boii pe câmp. Elisei, când l-a văzut pe Ilie că se apropie de el, s-a oprit. Iar Ilie și-a luat haina de pe el și a aruncat-o pe spatele lui Elisei. Asta însemna că treaba lui Ilie o dăduse lui Elisei, ca și cum i-ar fi dat ștafeta, ca și cum i-ar fi predat ștafeta. Și de atunci Elisei a devenit ucenicul lui Ilie. Ilie a mai umblat cu Dumnezeu încă ceva vreme și a făcut tot ce spunea Dumnezeu. Iar când Dumnezeu a decis că munca lui Ilie pe acest pământ a luat sfârșit, s-a gândit să îl ridice la cer. În vremea aceea, Ilie a primit o poruncă de la Dumnezeu să meargă la Gilgal. Iar acesta s-a dus cu Elisei. De la Gilgal, Dumnezeu i-a spus lui Ilie să meargă la Betel. Ilie, înainte de a pleca la drum, îi spune lui Elisei să nu-l urmeze. Acesta îl urmează și rămâne cu el. Când au ajuns la Betel, fiii prorocilor de acolo i-au urmat pe Ilie și pe Elisei până au ajuns la Iordan.
Iar aici, Ilie i-a spus lui Elisei un lucru foarte interesant și am să vă citesc acest verset. Și acesta va fi și versetul de memorat. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El i-a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Aceasta i-a spus Elisei lui Ilie. Deci versetul de memorat este din 2 Regi, capitolul 2, versetul 6. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. Ce frumos! Când aceștia doi au ajuns la Iordan, cu fiii celor 50 de proroci care îi vegheau din spate, Ilie și-a dat jos haina, a făcut o sul și-a lovit Iordanul odată, iar acesta s-a despărțit. Iar așa Ilie și Elisei au trecut Iordanul. Ilie i-a spus lui Elisei, cere ce vrei să-ți dau, înainte ca să fiu răpit de la tine. Iar Elisei i-a răspuns, te rog, dă-mi o putere de două ori mai mare ca a ta. Însă Ilie i-a răspuns, greu lucru îmi ceri. Însă, dacă mă vei vedea când voi fi răpit, ți se va întâmpla așa. Iar pe când mergeau ei vorbind, iată că din cer a venit un car de foc și l-a răpit pe Ilie. L-a înălțat pe Ilie în carul acela de foc cu acei cai de foc într-un vârtej de vânt, iar Elisei privea și striga, părinte, părinte, și nu l-a mai văzut. Apoi s-a uitat pe pământ și a văzut mantaua pe care Ilie i-o aruncase, mantaua cu care despărțise apele. Apoi s-a întors pe malul Iordanului, unde l-așteptau cei 50 de fii ai prorocilor. A luat mantaua în mână și a lovit apele, exact cum făcuse Ilie, iar apele s-au despărțit și el a putut să treacă. A ajuns la cei 50 de proroci și le-a spus, Ilie nu mai este. Iar ei se minunau și spuneau, iată Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Iar aceasta, dragii mei, a fost povestea lui Ilie, prorocul focului, omul care nu a văzut moartea. Acum o să facem fișa de lucru pentru lecția lui Ilie. Să luăm o foaie A4 și o să o îndoim în jumătate. Apoi o să o rupem și o să păstrăm cealaltă jumătate. Iar acum o să scriem titlul. Ilie, omul care nu a văzut moartea. Și acum puteți să subliniați, eu aleg aici să hașurez, dar voi faceți cum doriți. Acum o să scriem tatăl lui Ilie, care a fost Sobac. Acum o să scriem locul natal, care a fost Tipșe, cu B. Să scriem ucenic, care a fost Elisei. Acum o să scriem versetul de memorat, 2 Regi, 2:6. Ilie i-a zis, două puncte, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, adică Elisei,
Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. Acum luăm foaia pe care am rupt-o, cealaltă parte, și desenăm pe ea un corb. Desenați-l așa cum puteți. Nici prea mare, dar nici prea micuț. Cu o pâinică în gură, pentru că ăsta reprezintă corbul care a, unul dintre corbi pe care i-a trimis Dumnezeu ca să-l hrănească pe Ilie în pustie. Și acum îl desenați cu negru ciocul cu portocaliu și pâinica cu maro. Și apoi îl decupați. Iar după ce l-ați terminat de colorat, o să-l lipim undeva aici. Iar aici, mai jos, o să scriem: corbii îi aduceau mâncare dimineața și seara, când era în pustie. Iar pe restul de hârtie o să desenăm un altar. O să desenăm, uitați așa, un pătrat. Să facem așa în colț. Iar aici se face lemn. Iar aceasta este jertfa, care a fost tăiată. Iar acum o să facem pietrele din care este compus altarul. Uite așa. Voi o să-l puteți desena cu gri sau cu orice doriți. Dar gri, că pietrele sunt gri în general. Iar acum o să facem focul. Este un foc înalt, înalt, înalt și puternic. Așa. Iar acum să facem distinția între culori. Partea asta va veni cu galben, apoi partea asta va veni cu portocaliu și apoi partea asta va veni cu roșu. Iar după ce îl decupați, v-am hașurat aici care culori unde vin, puteți face lemnele cu maro, iar jertfa o puteți face tot cu maro sau cu roșu, cum doriți. Și cam așa ar trebui să arate după ce îl decupați. Dar voi să-l colorați mult mai bine. Iar altarul o să-l lipiți aici. Da? Iar acum o să scriem despre întâmplarea de la Muntele Carmel. Ilie s-a rugat lui Dumnezeu o rugăciune simplă.
dar puternică. Iar Dumnezeu și-a arătat suveranitatea prin asta. Aceasta este fișa, doar că vă să colorați mult mai bine și altarul și corbul decât am făcut-o eu. Și vă doresc mult spor!